Salutare fraților, eu sunt Leuțul și azi vin cu un nou video despre pachetul de ieri, de Merky Matchups. Bă, nu știu cum au fost pentru voi pachetele astea, pentru mine au fost extraordinar de bune. Prima oară l-am luat pe Rooney de 88, pe care l-am vândut, nu am apucat să filmez din păcate. Și acum am luat alt icon. De ce alt icon? Nu vine să credă și ceva. Deci am avut un noroc incredibil, Nu știu, voi ce ați luat? Ați fost tot așa de norocoși? Deci la mine a fost o nebunie curată, nu mai am cuvinte să zic. Deci nu mai am cuvinte. Uite, direct din pachetul ăsta, din primul pachet, direct Shevchenko. 200 și ceva, bă, nu e o sumă foarte, foarte mare. Dar e icon, fraților. Deci e icon, de un colo de treabă, e icon. Și nu numai ăsta, am mai avut ceva jucători. Da? Chiar am rămas șocat. L-am încercat și câteva meciuri. Nu m-a dat pe spate. El o fi bun, dar na. Are acel Advanced Forward Plus Plus. Acum, dar oricum, cred că l-am jucat vreo... Poate fi bun, dar l-am jucat vreo 4-5 meciuri, cred, și i-am dat direct. Îl așteptăm pe Jota SBC-ul acum să vedem dacă îl bagă în seara asta. Aici mi se pare că am luat iarăși, din următorul am luat un account. Dar asta este o pre-înregistrare, că nu am apucat, am înregistrat doar așa un pack opening. Zic, bă, dacă o pica ceva. Și am zis, bă, dacă tot am înregistrat, ia să vă întreb și pe voi. Eu am fost singurul norocos a doua săptămână. Mamă, deja sunt a doua săptămână și de-abia azi a ieșit jocul. Parcă zici că au trecut 3, 4, 5 săptămâni deja. Dar... Oricum, au fost bune, rău pachetele astea. Am zis prima oară, bă, zic, ok, un icon, dar de pe cea când l-am văzut și pe ăsta altul, zic, nu se poate. Și tradable. Știu că am mai luat încă un walkout. Asta e și asta. Asta cât am luat, bă? 20 și ceva de mii? Parcă, ăsta ne. Da, 20 și ceva de mii, cred. Oricum, a fost pe profit maxim. Deci, a fost pe profit maxim. Maxim. Super bune pachetele. Super bune. Chiar am rămas puțin uimit. Să dea ei așa drumul la jucători. Nu, cred că am avut eu noroc foarte mare. Uite de aici încă un knockout. Băi, las-o, zic. Iar mai fraților, nu e cine știe ce, nu vă gândiți, dar oricum ar fi. Am zis că după iconul a zis gata. Zic că a mai venit ceva. Oricum, e bine, dacă e așa în fiecare săptămână. Asta încă l-am, aștept să vedem, poate mai cresc prețurile. Azi cu siguranță o iau în jos toate prețurile. Și din asta nu am mai luat mai nimic, cred. Da, n-am mai luat nimic din asta. Da. Oricum ar fi, au fost super bune pachetele. Cel puțin mie mi s-au părut super bune. Scrieți în comentarii la voi cum a fost. Vă pup și pe data viitoare.